Ramon Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bine v-am găsit! Încă o ediție de succes a târgului Indagra a avut loc și anul acesta în București, între 25 și 29 octombrie. Eveniment care s-a bucurat de o largă participare atât din partea expozanților, cât și din partea vizitatorilor. La Indagra au venit și oficialitățile momentului pentru a lua pulsul fenomenului agricol intern și pentru a vizita standurile producătorilor români de utilaje. Aceștia au discutat atât situația agriculturii de anul acesta, cât și despre nevoile fermierilor autohtoni. AgroTV a acoperit evenimentul cu mai multe echipe de jurnaliști, iar din studioul propriu din incinta târgului s-au difuzat emisiuni live cu invitați de marcă. Și zilele care urmează vă vom prezenta o serie de informații, reportaje și interviuri luate de colegii mei, atât expozanților cât și fermierilor și mai marilor zilei prezenți la Indagra 2023. Timp de 5 zile, fermierii s-au putut bucura la acest eveniment de cele mai importante informații privind tehnologia agricolă. Nu au lipsit nici animalele care fac diferență atunci când vorbim de genetică și, nu în ultimul rând, procesatorii au pus pe masă cele mai alese și bune bucate. Această expoziție a devenit, de fapt, un hub de afaceri. Sunt peste 550 de participanți, atât din România, marea majoritate din România, cât și din străinătate. E pentru prima oară de această anvergură, dar cel mai important este faptul că sunt în fiecare zi peste 10.000 de români care vin la expoziție. Este o reușită, nu pot decât să-i felicit. Foarte mulți fermieri au venit cu speranțe că vor găsi tehnologie de ultimă oră, dar au multe, multe greutăți. Spun că nu au lichiditățile necesare să se retehnologizeze. Ar trebui să se facă ceva pentru ei, să le întindeți o mână de ajutor? Asta facem. Avem programul național strategic prin care alocăm foarte mulți bani pentru realizarea de proiecte. Vorbim de parte de investiții în ferme, în zootehnie, în utilaje, în procesare. Avem cel mai important program Investalim de procesare realizat în ultimii 30 de ani, aproape 600 de milioane de euro. Bineînțeles, venim și cu plăți compensatorii, așa cum am venit și pe parte de motorină cu 2 lei în sectorul vegetal. Sunt lucruri pe care trebuie să le punem cap la cap, astfel încât să scoatem toate fermele din dificultate. Mai mult de atât, sunt în discuții pentru a realiza un credit al fermierului cu o dobândă de 1,95. Practic, roborul și toate cheltuielile să fie achitate de către Ministerul Agriculturii pe o perioadă de 5 ani. Este un capital de lucru pe maxim 30% din cifra de afaceri și consider că toate lucrurile astea trebuie să le facem rapid pentru ca fermierii să nu aibă dificultăți în anul următor și să mențină fermele așa cum trebuie. Am venit chiar pe fiecare an când s-a organizat. Și în ultimul rând văd că sunt foarte multe rase de oi, dar și această rasă atrage privirile, deci un bun prilej de a promova o vină în România, de a promova anumite rase care sunt prezente în multe zone ale țării. Da, după cum ați văzut și dumneavoastră, la noi s-au oprit cei mai mulți oameni, după cum se văd, pentru... Are o atracție fiind foarte mare. Fiind foarte mare, are o atracție pentru public. Programului Rabla pentru tractoare, mai ales importanța acestuia, a fost marcată de prim-ministrul Marcel Ciolacu, prezent la târgul Indagra de anul acesta. Cererea fermierilor este foarte mare pentru acest gen de utilaje. Prin urmare, atât sprijinul cât și investițiile în acest program sunt analizate în perspectiva bugetului pentru anul 2024. Inclusiv ministrul Agriculturii Florin Barbu a dat asigurări că se au în vedere măsuri pentru a se identifica sumele necesare acestui program, extrem de important pentru tehnologizarea agriculturii interne. Dotarea fermierilor cu utilaje și mașini agricole reprezintă una dintre prioritățile Ministerului Agriculturii. Cred că și un program Rabla la tractoare ar trebui, ca să încurajăm, vedem că tehnologia avansează foarte repede și ar trebui și investițiile să fie pe măsură. Așa cum sunt fondurile pe Ministerul Mediului, practic Rabla, prin aducerea mașinilor vechi și beneficiez de un voucher pentru achiziționarea de mașini noi,
o să încercăm să facem prin Ministerul Mediului același program și pentru utilajele agricole. Deocamdată suntem într-o discuție cu Ministerul Mediului, este un grup constituit de lucru și pe ce avem decizia și identificăm sumele necesare din fonduri europene pentru sau din fondurile de modernizare sau din cotele plătite pe parte de mediu, sigur vom ieși cu actul normativ pentru că în perioada următoare sunt alocați prin Ministerul Agriculturii, prin Programul Național Strategic, 2,2 miliarde de euro pentru investiții, că vorbim de zootehnie, că vorbim de procesare, că vorbim de partea de drumuri, dezvoltarea satului românesc, drumuri de exploatare agricolă, drumuri de exploatare, drumurile comunale. Fondată în 1953 ca firmă de stat și devenită în 1999 firmă cu capital privat, IRUM sprijină agricultura prin fabricarea de produse românești. Compania vine în ajutorul fermierilor români cu tractoare articulate forestiere, tractoare agricole, funiculare, trolii și piese de schimb. Printre altele, IRUM deține și un centru de prelucrări mecanice de înaltă precizie, turnătorie, linie de tratament termic, vopsitorie și servis. Cu o experiență de aproape 70 de ani pe piață, IRUM este compania care a creat singurul tractor agricol românesc din piața internă de mașini agricole. Astăzi, compania are în portofoliu o gamă variată de tractoare dedicată atât fermelor mici cât și fermelor mari. Fiecare tractor are aturile lui în fermă și astfel clienții pot să își desfășoare activitățile în mod eficient. De ce ar trebui ca un fermier să achiziționeze un tractor IRUM, un tractor românesc? În primul rând, pentru că cumpărând un tractor produs în România, beneficiază de tot suportul și logistica fabricii la client acasă. În al doilea rând, tractoarele sunt performante, sunt foarte economice, respectă toate cerințele europene în materie de poluare, în materie de consum, deci se luptă, să zic așa, de la egal la egal cu celelalte branduri din vest. Dacă e să comparăm tractoarele de puteri similare, tractoarele noastre nu au un minus față de celelalte. Tractoarele noastre sunt mecanice, sunt foarte simplu de utilizat. Acesta este și obiectivul nostru, să păstrăm pe cât posibil și cât de mult timp tractoarele cât mai simplu de utilizat. Transmisie mecanice, inversoare mecanice, astfel încât fermierii să nu aibă probleme pe parte de electrovalve electronică și tot ce înseamnă partea de software în tractoare. Și nu în ultimul rând, fermierul are nevoie de finanțare. Conlucrați cu anumite entități bancare atunci când dorește să achiziționeze un astfel de utilaj? Da, în agricultură, din păcate, fără finanțare nu se poate face nimic. Lucrăm cu principalele companii care se ocupă de finanțarea fermierilor. Avem campanii cu avansuri începând de la 0% și venind în sprijinul fermierilor cu soluții de finanțare cu 2 rate pe an, iar perioada maximă de finanțare este de 7 ani. Deci, lângă noi se află un tractor pentru legumicultură și alte tractoare de capacitate mai mare pentru cultura mare. Dar în spatele lor sunt și alte două utilaje? Da, avem tractoare pentru fiecare sector. Ne mândrim cu asta că putem deservi atât parte de legumicultură, zootehnie, cultură mare și venim în sprijinul fermilor și cu toată gama de utilaje după tractoare, astfel încât să-și poată configura pachetele direct din fabrică. Mai precis, ce poate să achiziționeze un fermier de la IRUM? De la pluguri? Da, de la pluguri, semănători, discuri, prese de baloți, cu toată gama de utilaje. Un tânăr din județul Iași a creat o piață online prin care consumatorii pot comanda legume proaspete și alte produse locale. Comenzile sunt centralizate și ulterior duse clienților în genți speciale în care se păstrează totul proaspăt, spune ieșeanul. Acesta a triat la sânge producătorii incluși pe site-ul său și ține legătura în permanență cu fermierii pentru a menține standardul de calitate pe care l-a impus. Eu am găsit această variantă pentru a dezvolta împreună o comunitate cu producători cu adevărat naturali din zona Iașului și astfel am deschis această piață online cu livrare zilnică de produse
naturale. Cum ați reușit să identificați acești producători locali? Cât de des se fac comenzi și, practic, cum le livrați? Mi-a fost foarte greu să găsesc producătorii cu adevărat naturali. Aproape un an am căutat și caut în continuare, pentru că vreau să-i găsesc pe cei mai buni și pe toți vreau să-i găsesc, practic. Comenzile sunt în ce în ce mai multe și vreau să le mulțumesc oamenilor, cetățenilor din Iași, că au ales calitatea și au ales să își cumpere, practic, mâncarea de în fiecare zi dintr-un loc în care produsele sunt de calitate. Eu când am venit cu acest piață online, am venit cu un loc unde clienții pot găsi cu adevărat produse de calitate și îmi respect clienții. Drept dovadă, majoritatea clienților care comandă o dată, comandă și a doua oară și a treia oară, eu am început să-i cam cunosc. Acum și vin comenzi din ce în ce mai multe, chiar și din alte orașe. Câți producători locali sunt acum pe platforma dumneavoastră online și practic cam de câte tipuri de produse putem vorbi? În momentul de față pe tarabaverde.ro avem 16 producători. Nu sunt foarte mulți, nu sunt nici puțini. Încăutăm în continuare să dezvoltăm această comunitate. Clienții cum pot face comenzi mai exact? Clienții pot face comenzi foarte simplu, intrând online pe tarabaverde.ro. Stați să vă arăt cât de simplu este. Este simplu. Priviți cât de simplu este pagina. Este atât de simplu de comandat de pe pagina aceasta, încât orice om din țara asta poate să comande, indiferent de vârstă sau ce studii are. Alegerea semințelor profesionale constituie punctul de plecare al oricărui fermier cultivator de legume, atât în spații protejate și solarii, dar și pentru culturile în câmp. Marcoser vine în sprijinul legumicultorilor români cu soluții complete pe acest sector, anul acesta oferind și o gamă nouă de semințe profesionale printr-un parteneriat româno-italian, care aduce pe piața autohtonă noi variante pentru cultura de tomate, salată, ceapă și chiar rucola. Colegul meu, Marius Milea, a stat de vorbă cu reprezentanții companiei prezenți la cea mai recentă ediție a Târgului Indagra și va aduce detalii despre noutățile Marcoser. Pentru cultivatorii de legume, atât în spațiu protejat cât și în câmp deschis, un punct de plecare sunt semințele profesionale, alegerea semințelor profesionale, iar pentru asta Marcoser vine în fiecare an cu noutăți. Anul acesta avem o gamă nouă de semințe profesionale de la o companie italiană, Easy Sementi, o companie care vine prin intermediul Marcoser în sprijinul fermierilor din România cu semințe de tomate cu creștere nedeterminată, cu semințe cu tomate cu creștere determinată. Sunt semințe speciale, le spunem noi, pentru că au forme și culori diferite. De asemenea, avem în portofoliu tot de la Easy Sementi semințe de salată, salată normală, salată tip creață, avem semințe de rucola, timpurii și extra timpurii, avem semințe de ceapă de zi scurtă și de zi lungă, o serie întreagă de alte noutăți care vor fi testate în anii următori și pe care le vom pune la dispoziție fermierilor din țara noastră. Spuneți că vor fi testate, deci aceste semințe până la urmă o să aducă plus valoare în ferma românului. Sigur că da, tot ceea ce punem la dispoziție fermierilor sunt în prealabil testate 1, 2, 3 ani și după aceea sunt puse la vânzare către publicul larg. Și nu în ultimul rând, toate aceste plante sunt aclimatizate? Sigur că da, de asta sunt și făcute testările, ca să vedem dacă sunt aclimatizate, dacă dau un randament bun și dacă ne mulțumește, nu în ultimul rând, din punct de vedere al calității și al productivității. Trebuie să aibă culoare, să aibă gust foarte bun, pentru ca fermierul să fie mulțumit și, nu în ultimul rând, consumatorul final.
Stress Forest Innovation a fost titlul unei conferințe organizate la USAMV din București de Facultatea de Agricultură, în parteneriat cu Plantăm Fapte Bune în România. În cadrul acestui eveniment, studenții de la facultate și nu numai, au urmărit lectorii care au punctat inovațiile din domeniul silviculturii și schimbările managementului pădurilor din țara noastră. Totodată, specialiștii din domeniu au reamintit cât de important este să avem spații verzi pentru a încetini procesul de deșertificare și cât de mare este importanța lemnului în societatea modernă. Am văzut cu toții cum putem folosi LiDAR-ul, mai nou și pe telefoanele mobile. Am văzut de asemenea cum se poate folosi tehnologia VR. Sunt tehnologii moderne și în ceea ce înseamnă împăduririle și m-aș referi la producerea puieților în container, spre exemplu, dar și introducerea mașinilor de plantat, sigur acolo unde terenul permite în zonele plane. Sigur că e loc de mai bine, dar câțiva pași au fost făcuți în împăduriri, dar și în alte sectoare. Am văzut într-o prezentare de astăzi făcându-se referire la SUMAL, sistemul de urmărire a materialului lemnos, un fel de wood tracking system, pe care la nivel european foarte multe țări l-au cerut. Noi l-avem implementat, un sistem care ne ajută să cunoaștem trasabilitatea, adică de unde pleacă lemnul din pădure până la depozite. Sectorul românesc este unul puternic dezvoltat pe zona de procesare și prelucrare a lemnului din punct de vedere mecanic, dar din păcate suferim în ceea ce privește procesarea chimică a lemnului. De asta cred că suntem pe cale să rămânem un pic în urmă în ceea ce privește bioeconomia circulară și produsele inovatoare pe bază de lemn. Care a fost problema pe care ați abordat-o astăzi? Astăzi am discutat despre lemnul nevăzut din viața noastră sau lemnul invizibil din viața noastră. Foarte puțină lume știe că în momentul ăsta suntem înconjurați de peste 5.000 de produse care, sub o formă sau alta, conțin lemn. Fie că e vorba de celuloză, de hemiceluloză sau de lignină. Dau câteva exemple, asfalt înnobilat cu lignină, baterii, rujuri, produse cosmetice, șampon, înghețat, iaurturi care conțin celuloză, fibre textile care au la bază celuloză și înlocuiesc bumbacul, pentru că bumbacul este foarte intensiv în ceea ce privește consumul de apă, comparativ cu ăsta, cu el, celuloza este superioară din acest punct de vedere. Sunt foarte, foarte multe aplicații, produsele de genul telefoane mobile. Am încercat să prezint pe scurt procesul prin care a trecut sectorul silvic din România, acela de elaborare a unei strategii pentru păduri, strategia națională pentru păduri până în 2030 și acela de elaborare a unei schițe a unei propuneri privitoare la nou cod silvic, care urmează să fie adoptat de către guvern sau de către Parlament. În România au fost schimbări dramatice în ceea ce privește proprietatea asupra pădurii. Mai mult de jumătate din pădurile care au aparținut în trecut statului sau până la Revoluție statului s-au întors înapoi în posesia proprietarilor. Dar această schimbare dramatică în ceea ce este proprietatea nu a determinat o schimbare tot atât de dramatică și în ceea ce privește cadrul legislativ și cadrul normativ. Și noi credem că este timpul ca acest lucru să se întâmple. O reformă a sistemului legislativ din România este așteptată. Care este această reformă? Cred că sunt multe lucruri de spus, dar sperăm ca noul cod silvic să poată oglindi câteva schimbări, mai cu seamă în zona legată de gestionarea pădurilor care aparțin proprietarilor privați. Suntem parteneri într-un proiect european de cercetare inovare finanțat de Comisia Europeană, pentru care așteptăm aprobarea sau, din contră, amânarea redepunerii acestui proiect și avem deja o colaborare împreună și cu Universitatea, dar în mod special suntem prezenți astăzi pentru că am vrut neapărat să îl întâlnim și în România pe Gary Lawson, președintele Organizației Europene a Agroforestierilor. Anul acesta am depus acest proiect de finanțare. Este vorba despre un consorțiu format din 40 de entități din 6 state membre ale Uniunii Europene, inclusiv Serbia. Este un proiect care se va derula pe 4 ani de zile. În primul an vom face partea de observare la Moara Domnească, în cadrul perdelelor de protecție de la Moara Domnească, stațiune de cercetare, având acolo microclimatul de stepă. Iar în anul 2
vom extinde partea de cercetare și vom implica și partea de inovare în județul Brăila prin înființarea unei perdele de protecție pe drumul național 23 în localitatea Măxineni. Cireșul este una dintre cele mai comune specii de pom fructifer întâlnite la noi în țară, iar ca orice altă specie are nevoie de anumite lucrări pentru a se dezvolta corespunzător. Una dintre aceste lucrări este reprezentată de tăierile de toamnă, care se fac atunci când pomul a intrat în repaus vegetativ. Toate detaliile despre cum și când se fac tăierile la cireș le puteți afla de la inginer Cristina Ghibu și doctor inginer Horia Ghibu în emisiunea Ce vor plantele. Informații de interes pe care le găsiți într-un material video, o sinteză prezentată în site-ul nostru agrotv.ro. Dacă doriți să adresați întrebări, o puteți face ca de obicei la numărul de telefon afișat în timpul emisiunii Ce vor plantele, în direct la AgroTV. Tot în platforma media agrotv.ro aveți și alte subiecte de interes legate de fenomenul agricol românesc. Un inedit proiect educațional și-a propus să le arate pe viu copiilor de la o grădiniță urbană viața de la sate, așa cum ei o văd poate doar în filme sau în muzee. Îmbrăcați în straie țărănești, copii, părinți, bunici și cadrele didactice au adus în atenție claca de odinioară. Ce ai în mânuță și ce faci cu boabele? Le pun la găini, la pușară. În jocul de agricultură al micuților s-au prins imediat și părinții. Organizăm acest târg de toamnă pentru a putea ajuta copiii de aici pentru diverse activități. Scopul propus este acela ca părinții, alături de copii și cadre didactice, să desfășoare împreună activități cu care bunicilor au crescut. Sute de preșcolari de la grădinița Luminișul Pădurii întâmpină toamna într-un mod autentic cu ceea ce are ea mai gustos, de la preparate, la meșteșuguri și până la costumele populare. Coșulețe pline cu mere au îmbiat pofticioșii care s-au transformat ad hoc în cumpărători. Alți micuți așezați pe un macat din lână țesut în război de străbunici s-au transpus în rolul sătenilor adevărați care își pun la adăpost încă din toamnă hrana pentru păsările și animalele din ogradă. Ce facem noi astăzi la Luminiș aici? O placă? Da! Da! Eu am terminat! Hai, și voi, repede, repede! Și s-a ajuns? Super! Felicitări! Bravo! Iar cu focenii aceștia știți ce facem? Facem focul în sobele bunicilor! Activitatea devenită deja tradițională este planificată în cele mai mici detalii, cu mult timp înainte și are o țintă bine conturată. Noi, cadrele didactice, avem un rol foarte important și anume acela de a aduce în fața copiilor de la oraș viața oamenilor de la țară, cu tot ce înseamnă ea port, tradiții, obiceiuri, meșteșuguri. Le-am vorbit copiilor foarte mult despre ce fac oamenii la țară. Vrem să-i debarasăm puțin de tehnologie și să le implementăm așa tradițiile de la țară. Le-am vorbit despre clăcile de odinioară și astăzi împreună cu ei facem o clacă, curățăm porumbul ca să umplem hambarele bunicilor. Adulții au pregătit împreună cu copiii preparate specifice toamnei, de la sucuri naturale până la gogoș ordovlea copt și au adus chiar ceaune pline de bucate gustoase. Da. Cine, cum ai făcut varza aia? Cine a pregătit-o? Mami și bunica. Mami și cu bunica? Și cu mine. Tu ai mâncat? Tu ai mâncat din ea? E bună? Aproximativ 200 de copii au participat cu plăcere la această activitate. Acest proiect educațional se desfășoară între grădiniță și familie și pe această cale țin să mulțumesc părinților pentru colaborare, implicare și sprijin autorităților locale, reprezentanților ISJ și, nu în ultimul rând, întregului colectiv Luminișul Pădurii. Urmează câteva minute de promovare a unor importanți jucători din industria agro, după care continuăm jurnalul și cu alte subiecte de interes.